Salut, sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi facem partea a doua la cine râde primul pierde, dar bineînțeles știi regula, da? Avem 3 vieți de fiecare. Da. 3 vieți, eu 3 vieți. Dacă le-ai consumat, ai pierdut și de data asta fii atent cum facem. Cine pierde, îi dă celuilalt 1000 de lei, da? Bun. Ca să ne jucăm cum trebuie, să ne dăm interes, să ne costumăm, să fie ce trebuie, să te abții, să una alta. Dați pe like acolo să facem 60.000 de like-uri, știu că mi-aș cerut partea a doua, doar că e destul de greu de făcut clipul ăsta, genul ăsta de clipuri, pentru că noi râdem destul de greu, pentru că stăm mereu împreună și știm toate glumele, știm nu tot. Prea ne mai surprindem unul pe altul. Nu prea ne mai surprindem exact unul pe altul. O să fie greu, dar încercăm, vedem, nu știu, ne costumăm în ceva, habar n-am. Fiecare cu ideea lui, nu știu, orice, numai să râd, orice, numai să râzi. Da? Da. Ești pregătit? Ha. Îi dăm drumul la treabă? Dăm drumul. Hai să mergem. Fii atent, încă o regulă pe care o facem acum. Mergem pe rând la magazin, adică o să iau eu camera acum, mă duc la magazin, tu te duci în casă, stai frumos pe canapea, mă aștepți. Când termin eu cumpărăturile și vin în casă, pleci tu la magazin și îți cumperi, da? Așa da. Că mă duc eu primul, bine? Da, iar atunci iau eu camera și te duci tu în casă. Hai. Și după ce termin, te duci tu, da? Hai bine. Asta zic. Gata, mă băieți. Danu acolo, se duce în casă, eu merg la magazin să văd ce idei îmi vin. Ce cumpăr, adică am câteva idei așa de tura trecută. Acum sper să și-l fac să râdă, că dacă nu-l fac să râdă, n-am făcut nimic. Vedem ce găsim pe aici, pe la noi, pe la magazine. Am ajuns la magazin și fiți atenți. Iau pe ăștia, îmi spar norma cu ei, am o idee super mișto. Punem aici în coș, o să fie greu că mă filmez singur, dar mă descurc eu, nu-i problemă. Așa, mergem mai departe, vreau o pereche de pantaloni, așa mulați pe mine, strânși. Eu zic că ăștia, așa cu modelele astea, ce trebuie, îi luăm și pe ăștia. Băgăm aici frumos, mergem mai departe. Băi, stați așa că am mai făcut o achiziție, ia vedeți, Adidas și ăștia, papuci ăștia, ultima fiță de gumă. Am rupt cu ăștia, am rupt norma cu ăștia, și costumați o să fac, s-a terminat. Acum mai caut o pereche de pantaloni din aia așa de stofă, din ăsta zi, de costum așa din aia urâți. Băi, caut o pernă acum, să văd unde găsesc cu pene din astea. Nevoie de o pernă, probabil că acum nu înțelegeți mare lucru ce fac, dar o să vedeți atunci când vin eu cu ideile, cu tot ce trebuie. Cred că o să iau pe asta de aici. Cred că e ok, zic eu. Bă, un avantaj că s-a dus el primul este că în momentul în care se întoarce poate reușesc să văd așa din ce și-a cumpărat el. Dar și un dezavantaj este că s-a dus fraierul primul și s-ar putea să nu mai am cum să cumpăr eu pentru că deja și-a luat el. N-am decât să-l aștept acum să vină acasă să vedem dacă putem să zărim ceva pe în sacoșile alea sau nu. Păi mai vreau o cămașă albă și am găsit undeva aici în raft. Ia uitați-o, bam, perfect, o iau și pe asta. Stilul bombardier, știți ce zic? Așa. Opa, așa, mergem mai departe, ia să vedem ce mai avem pe aici. Băi, m-am învârtit pe aici printre rafturi și am ajuns la raftul cu ghiozdanii, vreau să iau un ghiozdan. Bine, am ales deja unul din ăsta mic cu Spider-Man, o să înțelegeți voi ce fac cu el. Vezi mai multe aici, dar eu zic că ăsta e potrivit, ia vedeți. Avem și pe aici, și pe aici, și așa. Am ales unul din ăsta, eu zic că e ce trebuie. Am mai luat una alta, mă duc să plătesc și merg acasă. Oricum mai am câteva idei și acasă, că mai am câteva chestii la care m-am gândit și le-am eu în magazie, e ce trebuie acolo. Și mai combin cu ce am acasă, mai improvizez. În rest, eu zic că e bine ce am ales aici, așa că mergem, plătim și îi dăm lui Danu camera să vină la magazin. Haideți să plătim. Gata, tată! Am venit de la cumpărături, ia vezi! Ia vezi, ia mâna, nu, n-ai voie, fără uitat, fără. Dacă vezi după aia, frate, ca să fii surprins, să fii ce trebuie, da? Cam asta, mai am câteva chestii pe care le găsesc pe aici, pe în casă, ai și tu voie să te duci. Pe la magazin, pe la una, pe la adică poți mai ieși din casă, știi? În caz de zini vreo ceva, asta zic, vreo improvizații. Uite, îți înmânezi asta frumos. Pe drumul la magazin. A luat asta și am plecat, băieți. Am timpul să stau și eu, asta este. Am plecat, băieți, revin la magazin de acolo. Am ajuns deja la magazin și nu mai stau pe discuții, că am văzut aici, uite aici, o să cumpărăm niște sacoșe din astea așa, o să încercăm să improvizăm o costumație din astea, din asta așa, mai non-conformist, mai nebun așa. Am luat două sacoșe și sper să mă ajung și pentru una și pentru alta. Am eu o ținută din asta în cap, nu vă zic acum, vreau să stați aici ca să mă vedeți în timp ce mă costumez. Că sper să-mi iasă, nu știu dacă-mi iasă 100%. Cred că se iau pe asta așa. Cam urâtă e așa, dar aia e. Improvizăm cu ce avem aici, cu ce găsim. Și de asta așa mâncava și gura voastră. O să fac eu o schemă pentru că am ceva în joben.
am o schema mea pe care am gândit-o și pe lângă shortul ăsta de bucătar mai trebuie ceva. Bă, am găsit până la urmă, o să iau așa niște budigăi din ăștia și să vedeți, v-am zis, stați aproape că dacă nu râde prostul ăsta, să vedeți că s-a terminat șmecheria. Iar sunt pe TikTok, iar nu mai zic, mi-e rău. Gata, băi, mcavaș gura voastră, s-a făcut și plata aici. Avem sacoșoiu. Băi, este alea cămăricel, ce-i drept. Eu sper să-mi ajungă pentru tot ce mi-am propus și de acum ce să mai zic. Mergem acasă, îi dăm drumul la show, să vedem care e mai prost azi, că practic la asta se rezumă videoclipul de astăzi. Care e mai prost dintre noi și are imaginații mai bogate. Hai să vedem ce este din vlogul ăsta. Mă duc eu primul atunci? Păi și vin în primul personaj, ce vreau eu? Ești pregătit, da? Așezăm camerii tot ce trebuie aici. Deci aici o să fie cabina noastră de probă, ca să știi, da? La baie, că în altă parte nu avem, ne descurcăm cu ce putem. Dăm drumul la treabă? Hai să vedem ce iese, tată. Hai cu TikTok-urile și dați-ne tag acolo, forță. Ba, aia zic. Cât mai sus aici ridicați. Vedeți moda asta pe care dau eu acum cu clipul ăsta, că s-a terminat șmecheria la ea. Perfect. Și piesa de rezistență, ești gata? 100%. Ești pregătit, da? Da. Stai. Așteaptă. Hai, ce mai faci? Ești pregătit? Păi gata, cât să mai faci. Băi, băi, nu cred, mă, frate. Dar și... Doamne, Marco, adona, tăia prost, nu vine să cred că a tăiat pantofi. Ia zi, frate. Unde-i pantofiul ăsta, mă, jătar, ne-ai cumpărat acum jos. Cumpărat și am tăiat acum, vezi că la început ai râs, da, nu-i? Băi, prost, vezi că la început ai râs când ai dat aia imediat. Păi, doamne, dar aveam cum, ești prostul ăla, și pantofi și cu dos. Iar le-a arătat la oameni? Ia o leacă de acolo. Foaie, să vadă oameni. S-a dus o viață, ca să știi, mâncați-aș gura. Outfit check, da? Costumul, miroase a fumătură. Așa. Diamante afumate, ultima fiță. Parizer, ultima fiță cu diamante. Tricou cu România, țara noastră susținem. Pantaloni, Dorel, las ferbinți direct. Băi, n-am văzut degete de cămilă, mâncarea și gura voastră. Acum mă spar, frate. Așa, și ultima fiță ce s-a dat zvon în țară și nu mai există. Găște, mă, da. Dar și cu... Vedeți alea cu șobolani ăștia, vă rog, pe partea asta aici. Sunt mai mari, cu 6 numere. La spate? Uitați-vă și voi alea, că-i încap de camera aici. Nu ți-ai intrat în gură pantalonii când ai ridicat da, așa? Da, da, că mă așa. Nu te irit? Ba, da. Hai să faci numai, nu mai zic. Nu mai zic, vreau să... Bă, dar nu m-a ternat pantofii aia când am văzut, că de acolo am plecat cu privirea, de la ăștia. A? Dar te-am spart pe o viață. Băi, vezi, pe bunic, la început ai râs. Da, da, da. Ai avut câteva secunde în care ai râs, după aia am văzut că te-ai... Am încercat să mă dreg că... Ai uitat? Mă, că rămân așa până mă schimb la următorul personaj, cum ar veni, știi? Următorul personaj, da. A venit și rândul meu. Am aici două sacoșe din astea așa de la fi. O să vreau să-mi fac o costumație din asta așa mai fashionistă. Sper să-mi și reușească. Ideea e că revin cu rezultatul final pentru că ar fi plictisitor. Stați să vedeți când tai eu o bucată de sacoș care nu se întâmplă nimic absolut. Revin direct cu outfit-ul, să vedeți ce am în picioare. S-a terminat șmecheria. Nu mai pot, am transpirat omul ca v-aș vrea voastre. Am așa arată outfit-ul meu. În cap până în picioare. Băi, Danule, s-a ofilit salamul la gât, băi. Dau jos? Da. Gata? Da, repede, ha. Dar te-a căsat tot aia ultim. Mamă, că-i mișto, mă, nu fii prost. Mamă, crezi ca lumea, de ce n-ai scoas nimic pe gâtul ăla? Am luat masa la mă. A, tu mi-am dat seama, îl făceam de râs. Îl făceam pe frate să râdu și altfel, mă, ca v-ați gura voastră. Băi, da, îmi pare rău, frate, dar n-am râs. E bun, îmi place, arată bine. Adică, bine pe improvizație, fiți atent și are în picioare. Era să mă bușească râsul, sincer îți zic. Dar vezi că acum, la asta cu salamul, când te-ai pus lângă mine și ai mușcat din salam, deci o secundă mai aveam și mă bubuia râsul pe bunii, mă bubuia. Te-am să leg așa greu și aici, vezi? Și-o luat din asta clasă de Rafi, sau cum ești ce asta, de Rafi? La Balenciaga. Da, să știi, pe bunii. Pe bunii-s Balenciaga. Dar ce și vei că era decupat un fraier aici, la gând. Așa, în chior, cum ar veni, știi? Bă, ți-am să fost ok? Da, ai super! Ai și distripti să aleagă! Nu, nu se pune, da!
Ziceți-mi voi mie acum că ne-am dat o viață jos. Imaginați-vă pădarul cum a rupt ăla și l-a știpavit din ăsta de 80 de ani. Da, băieți, deși pot să zic? Cum se pune asta, final? Mă? Băi, dar cum ți-a râs cu poftă, cu hohă, te ți-a râs? Mă, lacrimele, să mă râd dacă nu. Deci la 4 pavi din ăla, așa? Și când dansează el acolo și rupe rafia asta după el. Hai, lău. Nu, bun, 1-1, bun, 1-1. Păi ce să mai... Mai într-o dată cu ăsta de rapid, ăsta a fost, gata. Uite, așa mi-am schimbat tricoul. Ia vedeți cu ăsta. O mai zic de ghetele astea, ultima fiță, stați așa să-mi iau ăsta pe mine, să vedeți panara, mă și râs acum. Ziceai, duminic stau 2 ore, dar tu? Am așa, că este acum, ho! Gata? Stai să fac aici la oameni o prezentare frumos, tot ce trebuie. Hai, tata! Gata? Prinde! Ce mă, asta slab rău, dacă mă întreb pe mine, e slab rău. Mă, slab rău, mă? E slab, mă, nebunule. A, mă, că am combinat, ce se mai... Ce combinat? Bebeluș cu fotbal, cu ce-o mai fi ăștia, cu rugby american, cu 7 sporturi în unul. Ia de un cadru pe mine. Sportul ăsta de la mijlocirii, adică ca pe tine viteză. Ce aici? Da, important era să râd, stai că-ți spargi camera, important era să râd, nu mai făcut să râd. Cum, nu ți-a plăcut ai asta așa? Bă, nu. În fine, hai să te văd. Bă, a sosit timpul să ne întoarcem puțin în timp, să ne facem un fel de împărat ăsta roman. Și bineînțeles, un împărat roman nu poate să lipsească arma de îndot, are un cavar. Ai căzut în WC-ul? Ha? Ai căzut în WC-ul? Da. Mergem să vedem care-i treaba. Stai așa, Olex, să mă vadă oamenii, nu știu să fac aici un 4 joane, stagioane. Aici mă văd mai bine, nu știu, ca lumea. Nu mai zic. Aaaa! Dar ce jucăm? Să râdem sau să ne speriem? Hai, stai că sunt prostat ceva la tine. Prostare de tot! Băi! Hai, ce să-i faci? Ce apreciez eu și ce-mi place mie cel mai mult și cel mai mult este că și-a luat culoarea lui favorită, roșu. Asta da, s-a putut. Deci, găsit. Cum tu din tot magazinul ăla, băi, dar se tot ce era acolo, tu ai ales doar culoarea asta, rozul ăsta. Deci nu era altă culoare. Era. Un gri, un albastru, un negru. Nu băi, asta era tot, nu? Asta era. Nu, mă? Ce așa a fost, da? Șoferii de pâine în mână. Sau nu, un colț de pâine. Dacă așa. Vedeam așa, cred că eram gata. Ce să mai... Stai cu minte, mă. Da, nu știu, m-am nebunit cu cap. Nu mai știu să mai fac, ca să-l fac să-l după prost. Da, mers, bun. Ce-am fost eu slab cu costumația mea? Cu asta. Da, nu știu. Da, nici tu. E rândul meu, da? Pregătește că îți păi elitare de tot. Fiți atenți. Am aici tot ce-mi trebuie. Și piesa de rezistență în cabajul gravoastră. Știu că Danu mă aude acum, dar nu vede. Dar fiți atenți, piesa de rezistență. Adică i-am pe ăștia odată, da? Ba, aia zic. Și după aia, ia vedeți ce a făcut fratele vostru firma aici. Deci să nu mai au vorbe și comentarii și... Nu mai spun. Mă echipez și... Ies la joacă cum ar veni. Gata? Da, mă, da. Băieți, mă vedeți tot ce trebuie, da? Ultima fiță, nu mai zic, nu mai vorbesc. Hai să vedem, o leacă. Da, da? Poți să dai. Mamă, emoții, încați și brăt. Quattro giorni italiano verde. Băi, stai mai bine, mai mergeam. Băi, stai, nu te grăbi. Mai mergeam. Băi, stai, nu te grăbi, atâta spun. Deci m-ai văzut, da? Cam asta e ce am acum, îl văd pe fraier zâmbește așa, puțin mai are, dar mă bazez, știți voi, am vorbit noi ceva. Mai ai ceva? Mai am ceva, fii atent. Ești pregătit? Da, mă, lăsa. Așa, uite acolo la oameni ca să nu mai pui aia și vin eu cu ceva. Acum trebuie să fac o mică schimbare, trebuie să fac și revin. Stai acolo, când 3 secunde am venit. Hai mă, cați și curat. Gata? Da. Ce trebuie să-i televizor la frânticiet? Nici nu vezi până... Ce e nimă, nu? Asta e Samsung, ai scris Samsung pe alea, mă? Bă, vezi că am ochelari ca lumea. Nu vezi să curăși la pe televizor. Ce era, mă, frate? Ce ți-ai pus, mă, la urmă? Tabletă, mă, prostule, ochelari, cum ce mi-am pus? Nu știi cum poartă ăia? Ochelari din ăia mari.
care zici că-s disuduri, ia vezi. Vezi, nu vezi nimic, băi, nu vezi. Ce să văd, mă piedic tot, văd doar vârful de la pantofi care îmi vin în ochi. Băi, ia zi. Așa făcut, frate, ținut acum. Vezi că ai râs? Așa, da, acolo am râs. Ai râs, ai râs? M-am ținut, fii atent, râdeam de la început. Hai să-mi scot Samsung-ul ăsta. Poate, Samsung. Fii atent, râdeam de la început. Am ținut, am zis, băi, nu, n-ai văzut că m-am uitat la tine și pe aia am uitat privirea dreaptă, așa. Am văzut că schimbai privirea. Stai mai așa, mai. Da, dar e ultima fiță, da, le iau ce aici. Da, gata, dacă vrei, faci plată. Dacă îi dau eu cu ciocanul. Nu, ia vedeți. Acum o dau dintr-o parte cu Samsung aici. Spuneți voi mie pe cineva care are ochelari Samsung, să mai aud eu. Să aud eu pe cineva. Pantofii de la nuntă, ești prost. Nu, sunt mă, din la nuntă, cum? De la nuntă? Așa aveam ciocatele astea la nuntă, ești prost la cap și tu. Nu mai, de la nuntă sunt cutii, nu, ăștia sunt și ciocate de-ale mele când aveam vreo 17-18 ani. Ultima fiță de ghiula, de acum a adus. Da, mai mult de 5 lei n-a dat pe el, îl garantez. Cât, mă? 5. Ăsta? Am spart pe fraier cu asta, deci ochelari Samsung, s-a terminat șmecheria, vă pupă. Băiatul vostru, la valoare de aia mare. Am plecat eu, băi. Bun, dacă vă dădor de mine, am aici niște prăjituri de mătea așa. Și să încerc să le prind așa să fie ca... Înțelegeți voi, bam, 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 bam. Pentru competiții cum ar veni, când intrăm, intrăm direct în competiții. Am o poliție la ochi. Băi, cu asta la ochi, băi. Gata? Da. Hai, da. Și acolo, îți le arată la că aici la oameni, da bine, că ei știu deja de aici. După cadrul ăsta, am oprit, am închis becul și a intrat pe scenă concurentul cu numărul 649.333. Gata? Dăm cu ulei ca să... Am înțeles că e... Ia, ține leacă! Ține leacă, ține leacă, ține leacă! Bă, ține mă leacă, fac numai ulei pe jos! Am înțeles, că dai pe mușchi aici. Uite așa că n-am decât aici, dai pe mușchi. Mm. Ah, că mai apoc mi spatele, nici nu cava jura voastră. Pătrățele am. Fii atent. Mamă, ce greu e concursul ăsta. Mă, frate, că n-am ce să mai fac mai mult de atât. Joacă alea cu brațul ăsta la competiție aici. Băi, băi, ca să nu zic eu. Poate mă pleacă vă un pomn în gură. Ține cornulețele alea sau ce sunt? Nici preștirile alea la... Ce ai făcut mai înainte? Bă! Nu, Danule! Mă uit pe filmare! Nu, Danule, pe bune, a fost așa! O pufneală a fost! Pe bune! Ce zi? Ce ulei a luat din ăsta? Proxy și cât a dat? Un leu, 20 de dat pe el, 3 lei, 8 lei, ce ai dat pe el? Bă, dar puți urât tare, Danule! Miroase de miros, dar uleiul ăsta mă dau 2-3 ouă pe pieptul tău și 2 cartofi prăjiți și gata. Dacă veneam cu așa ceva, era să ternași vechile. Păi gata, poți să râd, da? S-a încheiat, da, gata. Hai. Du-te cu corpul ăsta, cu radiera asta de corp. Și e ascuțitoare la corp, mâncava și gura voastră. El arată bine, el dacă, are trup din spate. Dacă iau un creion și îl dau la scutii direct. E ghiocel el la trup. Am revenit după ce a fost Danul bodybuilder din ăsta. Ia vedeți, ia. Bam, și-am închis aici frumos tot ce trebuie. Stați așa că nu e așa, cam și din ăsta, da? Danule, ești pregătit, băi? Hai! Eu nu stau la discuții. Gata, mă? Da, mă! Poți să-mi dați jos? Ușor, ușor, trebuie să vedem paranteza la spate. Da, mă. Sau că am cu piesă din asta. Adică... Ai personaj care da. Nu-i trebuie. Ce faci acum? Nu înțeleg. Ce faci aici? Am spart la cu pe dinți. Așa. Cum ar veni? Îmi pun masca. Cau ceva, să pun, dă ceva. Așa. Fac, am pus și am plecat. Cum ar veni? Mama mea. Hai să vedem dacă mai trăiești. Cum e, băi? Mai trăiești, mă? Da, bă. Așa am vrut să fiu casa de papel, un fel de papel românesc, cum ar veni. Cam prea românesc. Prea românesc, prea românesc.
Dacă nu râde la ăsta, că e asul meu din mânecă. Ceva simplu la început. Aveam aici un șoarț de ăsta de bucătar. Vă mâncam aș bără voastră. Nu cred că o să aibă cum să pună filmarea asta pe YouTube, gen neblurate sau așa, gen. Voi nu o să vedeți mare lucru, dar o să vedeți din reacția lui despre ce vorba. Am aici o pereche de budigăi din ăștia cumpărați. Ăsta e spatele și o să-i fac așa două găuri, bă, și să rămân cu fundul gol, practic, înțelegeți? Aici n-o să fie nimic. O să-ți dai ăsta jos cum ar veni. Gata? Da, frate. Am, că azi îți fiu eu bucătarul tău. Și asta nu, da, dragi, ce vrei? Să-ți fac? Deci, mâncamajul la voastră vrea să mă facă pe mine să râd, s-am răgat într-un bucătar cu tel sau ce-o fiu ăla, nu știu cum. Băi, zici ce să-ți faci, clătinte, ce vrei să-ți faci? Zici ce să-ți faci? Că tu ai venit doar cu asta și atâta. Da, mă, frate, dar ce să fac, că atât am găsit și eu la magazinul ăsta, nu, n-am pus nimic în ăsta, ca să știți că amestec la vrăjeală, nu-i nimic. Slavă rău, Doamne, slavă rău. Deci ție nu-ți place mâncarea pe care ți-am făcut-o ție, nu? Deci, mă, frate, ce să nu-ți place, o să gătesc cu spatele la tine, poate... Băi, băi, ești piața de rezistență, băi, ești tardat, băi, să nu zici niciodată, fraier, băi, egal, băi, egal, băi, egal. Băi, și ce-a făcut, mă? Le-am arătat. Tu le-ai arătat, ești proț când-ți faci video. Băi, fii atent, gen, eram cu chiloții mei negri pe dedesubt și am luat pe ăștia pisti și se vedea negru. Gaura, deci, și-a dat prostul. Ați văzut, două găuri aici și a dat chiloți, nu are chiloți pe el acum când s-a întors la mine. Merg cu spatele, că dacă... Așa, merg cu spatele, bagă manșa, ler. Băi, bună, bună, asta n-am ce să zic, adică... Nu mă așteptam. Impactul, cred că a fost prea așa, prea nebun. Am revenit, hai să vedem. Să mai ia mierea asta, cred că în 3 zile după mine. Ce o să fac aici în baie? Apăsați și voi butonul de like în forță, că o să curăț 3 zile, o să-mi ia. Mama, frate, om, cum te l-ai ținut? Bă, bă, le-ai zis sincer, nu le-ai ținut două întrebări. Nu vin să cred. S-a terminat. Că ai râs la asta cu ouă. A fost ultima. Băi, dacă nu-ți scăpai ouă, nu mă făceai, mă jur. M-am abținut, am fost binișor, gen, m-am ținut tot. Deci vrăjeala mea cu ouă a mers. A funcționat. Băi, trenul meu, băi, am uitat complet. Să-mi bag piciorul. Nu te leac cei pe mine. Dar și ce în baie? 3 zile mi-a să fac curat după ce am fost acolo. Nu vreau să știu. Și care e problema? Că puf nepuf, m-a pus prost să scot bani din buzunar acum. Da, știți cum e acum? Ne-am băgat, știți prea bine că îi dăm până la capăt. Îl așteptăm să iasă de la baie fără ouă de data asta. Am ieșit și eu acum de la baie, am făcut un duș, am dat penele astea de pe mine, am năpărlit de tot, ca să zic așa, Danule. Ai plata aici, frate. Deci trebuie, apăsați și voi butonul de like acolo în forță să facem 60.000 de like-uri, sper că v-a plăcut. Nu știu dacă mai facem partea a treia, habar n-avem, este foarte greu să găsim și costume și chestii astea, să ne facem să râdem. Urmăriți-ne și pe Instagram, acolo aveți link-urile în descriere. Bogdan, Danu, iar noi ne revedem, bineînțeles, la următorul vlog. V-am pupat, pa, pa!